Salutare băieți și fete, înainte ca să începem acest vlog, nu uitați să vă abonați, să dați un mare like pe canalul Superstar Social. Și suntem cu mama, cu Marc din urmă, cu tata la volan. Ai mergul, pățani. Scăroace, noi azi, ieri am venit de la tabără, și azi iar mă duc la altă tabără. Și distanța de aici până la tabără așa e 170 de kilometri. N-am benzină, băieți, dați un like. Nici benzină n-am, nu este. Super, de asta dacă vreți să vedeți ce se întâmplă mai departe, dacă rămânem în drum sau nu, abonați-vă, dați mai like și noi încercăm. Așa, ne-am oprit până la magazin să cumpărăm ceva de mâncare, să spunem, pentru tabără. Când vom fi în tabără, nu va fi magazine prin apropiere deloc. Să luăm ceva, să luăm chipsuri, ceva de băut. Super. Uf, și de grele. Ia uite-o ce-am luat așa, e plină sacoșa asta. Am ajuns în tabără, după 170 un pic de kilometri am ajuns, undeva 2 ore, 3 ore. Și să vă spun, în milii de tabere în care am fost, asta e cea mai, nu știu, cea mai frumoasă și cea mai faină tabără. Uitați cum arată camerele. Nu știu, stați alea că murdare camera. Am lăsat lucrurile aici, mă duc să-mi iau ceva, să beau cu nisete. Și după asta ne pornim, pentru că sunt și mulți americani. Și engleză, alea, ca să o procesăm. Tot așa e gine. Ce arată? Am un profesional la telefon de filmez vlog. Bravo, stai vlogger. E că s-a arătat-o. Wow. Da, mi-am fost mai și la cină, am mâncat. N-am filmat pentru că mi-a telefonul a fost descărcat și am pus la încărcat și am mai putem să filmăm tot. Asta, pagnale. Cu zubrat. Bă, o motocicletă așa ciot ca Ducati. E Bugatti, dar e Ducati, caroci. Asta e turbatul, ei. Mi dai gaz când îți s-o strălește și au leac de foc. Ia cum arată. Uf. Ce băi, cât crezi că poți cu asta motocicleta așa Bugatti? Ei, Qatar-i Bugatti sunt mașini, dar Ducati sunt motocicletele. 30.000 de euro încă pălită, s-au rupt în două, încă poți scoți atâta. Dar noi îl poți scoți undeva până la 50.000. Pentru că am vrut să întreb proprietarul cât costă, nu vreau să-mi zic, cât trebuie să scoți de dafiga. Dar voi vă dați seama dacă chiești cu dânsa jos, te pui în genunchi și bușești. Și mai pe scurt are două, ți chipui asta, e ceva extraordinar. Băi, roțele-s de două șchioape, că... Cât? Ia arată-i cât de mari roțele. E ca cam afes roțele, îți dați seama. Și acolo dacă uleiul, vopșe, bătaie de cap dacă... Da, în toată Moldova sunt numai trei, două Ducati de astea, două motociclete care sunt la băiatul ăsta. Și una care e la alt om. Și dacă îți fără rămă, trebuie să te duci prin Germania undeva să le faci, asta-i? Da. E foarte scump. Da, figa. Uite pe peisajul noi avem aici. Uite și îndeal. Noi suntem cu Iema. Iema. Montăm videoclipul pentru capelă. Și am montat videoclipul pentru capelă și ca să încep în sezon. Nu înțeleg ce sunt. Ia mâncat. Nu am mâncat, nu am mâncat prostă, s-a transformat. Uitați ce fain faci. Locul 4, Zaka Zati, Ghiba! Îți place? Nu-i place. E supărat. Ia să aud Cardieri. Nu suntem plocușați cu șocazii. Vorbesc un pic mai încet pentru că... Deja e noapte, majoritatea oamenilor deja dorm și vreau să vă zic că cred că cea mai mare problemă care sunt în Tabere este că este foarte puțin internet. Cred că poate fi mai mult internet, dar prinde foarte rău în unele locuri. De exemplu, unde noi suntem aici, internetul practic nu prinde deloc. Și nu știu cum ați postez videoclipul ăsta, nu știu, poate când ați ajung acasă sau postez, sau poate când în tabără ați găsesc un loc mai bun în care ați poate postez vlogul ăsta. Deja voi vedea, cred că poate, nu știu dacă acesta a fost un vlog interesant, sau poate a fost interesant, deja să-l văd când să-l editez, pentru că nu știu. Dar dacă nu a fost interesant, să știți că asta e deja începutul, pentru că, na, e primul vlog în care deja am ajuns în tabără și cred că următoarele vloguri, mâine, poi mâine, va fi foarte interesant. De asta nu uitați să vă abonați, să dați un mare like pe canalul meu și eu vă spun, noapte bună, dacă e noapte, dacă nu, bună dimineața, pa, pa!